Bună seara! În ședința de guvern în această seară a fost aprobată rectificarea bugetară pentru 2020 și eu zic că este rectificarea bugetară normală, pentru că, da, am avut o rectificare bugetară în prima parte a anului, în aprilie, dar era fost o rectificare bugetară într-o situație dificilă, complicată, într-o situație de criză. Acum facem rectificarea bugetară după ce avem execuția bugetară la 6 luni de zile, știm cum stă economia și astăzi am văzut și care sunt datele macro pentru primul semestru. Deci avem mai multe informații și de aceea zic că este o rectificare bugetară care este una normală pe care o facem în fiecare an. La această rectificare bugetară am luat în calcul câteva elemente. În primul rând, pentru noi este foarte important să continuăm injecția de lichiditate în economie pentru a menține ritmul investițiilor, de a păstra locurile de muncă, de a păstra profitabilitatea companiilor în condiții de criză globală. Așa cum au arătat și cifrele astăzi, da, și România a fost afectată de criză, dar într-o măsură mult mai mică dacă ne uităm la ce se întâmplă în restul economiei din Uniunea Europeană. Trebuie să fie foarte clar și toți românii trebuie să știe că în primul semestru în acest an, economia a scăzut relativ la primul semestru de anul trecut cu 3,9%, ceea ce reprezintă, este o rată analizată, și aproape estimarea noastră pentru întreg anul. Deci este clar că estimările noastre sunt confirmate de ceea ce se întâmplă în economia reală. De aceea, această rectificare bugetară vine să aloce resurse pentru programele pe care le-am aprobat în prima parte a anului, programe care au ca obiectiv menținerea locurilor de muncă, creșterea economiei și investițiile. La ce parametri pornim? O estimare a contracției economice în acest an cu 3,8% este o înrăutățire a prognozei față de prognoza făcută în aprilie, cu 2 puncte procentuale, dar da, sunt exact 2 puncte procentuale pe care economia l-a pierdut pentru 2 luni în care a fost închisă din cauza crizei de coronavirus. Asta înseamnă că și PIB-ul nominal a scăzut. Din estimarea inițială, de fapt, de la rectificarea inițială de 1,82 miliarde la 1,58 miliarde acum. Bineînțeles că aceste scăderi ale PIB-ului nominal și al dinamicii economiei nu pot să rămână, nu rămân fără efect. Pe partea de venituri, avem o scădere a veniturilor din economie la această rectificare cu 7,8 miliarde de lei, o influență negativă a veniturilor. Iar pe partea de cheltuieli, influența este de 18 miliarde de lei. Deci cresc cheltuielile cu 18 miliarde de lei pe sold. Deficitul bugetar al general consolidat crește în sumă absolută de la 73,4 miliarde la 90,9 miliarde și aceasta înseamnă 8,6% din PIB. Rămânem cu o estimare de PIB sub estimările Comisiei și ale altor instituții internaționale. Dar, după cum vedeți, impactul în deficit vine în special din scăderea de venituri din economie datorită crizei economice și creșterea cheltuielor pentru a menține economia pe o traiectorie crescătoare. Câteva elemente ale rectificării bugetare au fost majorate plafoane de garanții cu 14 miliarde de lei. Erau la 18 miliarde la prima rectificare și acum ajunge la 32 de miliarde de lei. Ce garantăm cu aceste 14 miliarde de lei? În primul rând, programul de succes IMM Invest, un program care, deși a fost hulit de cei de la PSD, au încercat să-l oprească în Parlamentul României, este un program care a avut succes. Am cerut Comisiei Europene să majorăm plafonul cu 5 miliarde, am primit aprobarea, și aici avem majorarea plafonului la IMM Invest de la 15 miliarde la 20 de miliarde de lei. În ședința de guvern de astăzi a fost aprobată și o ordonanță de guvern care crește acest plafon. Plafon de garanții cu măsuri de sprijin pentru companii mari. Exim Bank, 4,7 miliarde de lei. Plafon de garanții program IMM Leasing, 1,5 miliarde de lei. Plafon garanții program
IMM Factoring, 1 miliard de lei, plafon garanții, voucher de vacanță și asigurare credit comercial, 1 miliard de lei și plafon garanții Tarom și Blue Air, 0,8 miliarde de lei. Pe partea de cheltuieli, sunt câteva măsuri pe care vreau să le anunț. Creșterea etapizată a alocațiilor pentru copii cu 20% începând cu 1 august are influență la această rectificare. O majorare, eu spun cea mai mare majorare a punctului de pensii începând cu 1 septembrie 2020, de la 1265 de lei la 1442 de lei, facem această majorare a punctului de pensie într-o perioadă de criză economică, într-o perioadă dificilă pentru economia globală, dar am avut în vedere să fie o majorare semnificativă. Este cea mai mare sumă pe care o primesc oamenii pensionari în buzunar. În același timp, am reușit majorarea pensiei minime de la 704 lei la 800 lei, 800 de lei, din nou cea mai mare majorare a pensiilor. Repet, într-un context dificil, în context în care eu nu știu o altă țară din lume să facă un astfel de efort bugetar pentru a crește alocații și pensii într-un moment astfel dificil. Măsurile de asistență socială finanțate din programul SURE, bineînțeles, au fost programate și aici avem influență, ele au tot fost plătite, la rectificarea bugetară am mai adăugat resurse 3 miliarde de lei pentru a continua plata la timp a acestor sume. Avem o sumă de 8,6 miliarde de lei pe sol pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. Și aici o mare parte se duc, 5 miliarde de lei la Ministerul Finanțelor Publice, acțiuni generale și am să explic ce se întâmplă aici. Avem asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilităților temporare a fondurilor europene. Deci este un buffer pe care îl construim. În cazul în care nu există fonduri europene, facem plata din acest cont și apoi se realimentează. 2,18 miliarde, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru efectuarea plăților în avans pentru campania 2020, în procent de până la 85% măsuri de agromediu și climă finanțate de FADR și în cadrul PNDR. 1,4 miliarde Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, pentru IMM-uri, fonduri externe rambursabile și 200 milioane lei suplimentare fonduri europene pentru Programul Național de Digitalizare a IMM-urilor și 200 milioane lei suplimentare la Ministerul Educației și Cercetării pentru achiziționarea de echipamente electronice. Aici trebuie să fac o precizare. În ultimii ani, Ministerul Educației a avut fondurile tăiate la rectificarea bugetară. La fel s-a întâmplat și la Ministerul Transportului, la fel s-a întâmplat și la Ministerul Economiei. Noi, astăzi, pe această rectificare, de exemplu, împreună Ministerul Transportului și Economiei, primesc în plus aproximativ 2,4 miliarde de lei doar la această rectificare. În domeniul avem o sumă care de cheltuieli 9,5 miliarde de lei pe sold, în domeniul socioeconomic 3 miliarde de măsuri de asistență socială finanțate din programul SURE, flexibilitatea timpului de lucru, indemnizația 41,5% din salariu prevăzute în bugetul pentru șomaj. 1,5 miliarde de lei pentru plată până la finalul anului a dreptului de asistență socială, alocații de stat, 2,4 miliarde fondul de rezervă, bani care vor fi folosiți special pentru suplimentarea bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, bugetul asigurării de sănătate pentru șomaj, plată cheltuieli determinate de măsuri extraordinare de combatere a coronavirusului. Din fond de rezervă, așa cum am făcut și până acum, alocăm resurse pentru că știm foarte bine că nu s-a terminat criza de sănătate și s-ar putea să avem nevoie de resurse în continuare. În domeniul sănătății, 1,1 miliarde pentru asigurarea fondurilor necesare plății salariale a personalului din unitățile sanitare publice, 500 milioane de lei pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitalele generale, 800 milioane de lei asigurarea plății indemnizației de asigurări sociale pentru sănătate pentru concedii medicale. Aici iarăși trebuie făcut o precizare. În cursul acestui an, deși a fost un an dificil, am plătit toate restanțele lăsate de PSD anul trecut, 3 miliarde de lei la concedii medicale. În plus, am plătit în acest an 2,4 miliarde de lei. Adăugăm la aceste sume 800 de milioane la această rectificare. Sunt bani ai companiilor, bani pe care aceste companii trebuie să-i primească înapoi, bani pe care merită și nu vrem să întârziem plata acestor sume. Și 200 de milioane de lei cheltuieli de personal Ministerul Sănătății pentru sporuri, pentru condiții de pericol deosebite, ori suplimentare. În domeniul agriculturii, până în această ședință, că a fost suplimentat, știți foarte bine, cu 300 de milioane, erau 1 miliard de lei pentru scheme de ajutor de stat, conform cadrului temporar. În ședința de guvern a fost suplimentat acest capitol cu 300 de milioane de lei din fondul de rezervă. Domnul ministru o să vă explice mai multe. La investiții,
s-a suplimentat fondurile pentru PNDL, 1,1 miliarde de lei, 322,9 milioane pentru proiect privind educația timpurie, proiect privind învățământul secundar roz pentru semnarea acordurilor de grant licee și universități. 250 de milioane de lei cheltuie pentru întreținerea infrastructurii rutiere, suplimentarea banilor pentru infrastructura rutieră, 121,1 milioane de lei pentru participare la capital social a societăților comerciale din industria de apărare. Era un domeniu foarte important pe care l-am susținut din primul moment când am venit la guvernare. Pe partea de bugete locale, anul acesta a fost un an dificil. Bineînțeles că majoritatea sau toate unitățile administrative teritoriale au suferit de pe urma veniturilor mai mici și atunci prin această rectificare oferim o suplimentare a sumelor pentru asistent social în valoare de 625,7 milioane, milioane lei, învățământ 433,7 milioane de lei. În același timp, avem o schemă de finanțare, achitarea prețurilor restante a unităților subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor de subordonare locală, de 1,1 miliarde de lei. Este vorba de plăți restante pe care acestea le vor închide în perioada următoare. Cam acestea sunt elementele principale ale rectificării bugetare pe domenii. Bineînțeles că aveți prezentarea pe ministere, dar aici aș vrea să vă atrag atenția că sunt multe ministere și știu că sunt multe ministere unde vă uitați. Trebuie să fiți atenți că sunt redistribuiri între capitole, cum este la Ministerul Muncii, la Ministerul Sănătății și așa mai departe. De aceea am vrut să vă dau cifrele pe domenii, pe sectoare, pentru că sunt mult mai relevante decât sumele care se mișcă între capitole. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Avem câteva întrebări. Prima întrebare de la Antena 3. În rectificare este prinsă creșterea cu doar 14% a punctului de pensie. Întrebarea este dacă restul majorării până la 40% va fi făcut în mai multe etape și care ar fi etapele. Așa cum am spus și la majorarea alocațiilor, la dublarea alocațiilor, vom dubla alocațiile. Vom respecta și legislația în vigoare pentru pensii. În acest moment am reușit în cel mai dificil moment, de perioadă de criză economică, să creștem pensiile cu cea mai mare sumă. Partidul Social Democrat nu a reușit să facă acest lucru, deși a beneficiat de o conjunctură economică favorabilă în contextul economic global, nu a făcut acest lucru, din contră, a tăiat la fiecare rectificare bani de la educație, de la sănătate, de la infrastructură, de la investiții. Noi am alocat sume suplimentare în perioada de criză exact în aceste domenii. Întrebare de la TVR. La cât va ajunge datoria publică în acest an, având în vedere deficitul prognozat acum și cum va influența asta costul împrumuturilor dacă am depășit deja 40% din PIB? Condițiile tratatului de Maastricht arată că România trebuie să respecte o datorie publică de 60% pentru a intra în zona euro. Suntem departe de acest plafon. Până acest an, bineînțeles, datoria publică va fluctua. Sper că în partea a doua anului să avem o îmbunătățire a dinamicii, dar costul finanțării a scăzut în fiecare lună pentru România. Atât pe piața internă, cât și pe piața externă. Ne-am finanțat la costuri mult mai mici decât se finanța Partidul Social Democrat anul trecut, când avea creștere economică. Deci am reușit această performanță. Iar dobânzile, așa cum am promis din primul moment în care am venit la guvernare, dobânzile au scăzut în piață lună de la lună, a scăzut și inflația, am avut costuri, am avut economii față de anul precedent la costurile cu dobânzile. Întrebare de la știrile Pro TV face referire la nota de fundamentare a rectificării bugetare în care ar fi estimat un cost de 11 miliarde de lei pentru majorarea salariilor profesorilor, dar rectificarea la titlul cheltuielilor de personal la Ministerul Educației are acum o scădere de 550 de milioane de lei. Întrebarea este de ce ați declarat la alcătuirea bugetului că ar fi banii necesari pentru această majorare. Ministerul Educației este prima oară când nu îi se taie bani de la buget. Mai mult, s-au alocat resurse suplimentare. Am spus, sunt 200 de milioane de lei pentru tablete, pentru programul ROZ, am suplimentat și acolo fondurile. Nu există nicio tăiere din bugetul Ministerului Educației. Întrebare de la DC News. Dacă nu sunt posibilități pentru a respecta legea pensiilor așa cum era ea
este ea acum, de ce nu a fost schimbată sau de ce nu s-a cerut un vot de încredere în Parlament? Este o decizie a guvernului, a fost de a majora pensiile într-un moment dificil, cu cea mai mare sumă pe care o puteam să ne permitem, dar a fost și cea mai mare sumă pe care am văzut-o în ultima perioadă. De fapt, nu știu că până acum nu am văzut o sumă așa mare să crească punctul de pensie. Eu zic că este o decizie foarte bună pe care a luat-o guvernul, o decizie pe care este un efort care a meritat. Merită acest efort pentru că știm foarte bine cât de greu este pentru o mare parte dintre români. Întrebare de la Realitatea TV. Care sunt costurile pentru majorarea pensiilor cu 14% și a alocațiilor cu 20% pe ultimele 3 luni din acest an? Efortul pentru alocarea, pentru majorarea alocațiilor este în jur de 6 milioane de lei. Efortul pentru majorarea pensiilor este aproape 4 miliarde de lei. Întrebare de în la plus România... la bugetul pensiilor. Întrebare de la România TV, dacă există avizul CES pentru rectificare sau dacă urmează să fie... Toate ordonanțele au avizele, altfel nu puteau să fie adoptate și vor fi publicate cu avizele luate. Mulțumim. Mulțumesc! Bună seara, mulțumim domnului ministru Florin Câțu pentru prezentarea principalelor date privind rectificarea bugetară. În continuare îl invit pe ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros, pentru a vă prezenta principalele sume care au fost alocate prin această rectificare bugetară pentru o serie de programe în domeniul agriculturii, agricultura fiind în cazul acestei rectificări un domeniu care a beneficiat de o alocare prioritară din partea Guvernului. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună seara! Așa cum am spus încă de la preluarea mandatului, niciodată nu vom minți și nu vom vinde speranțe fermierilor. România a fost lovită crunt anul acesta de o secetă pedologică cum n-a mai fost de zeci de ani. Am fost pe câmp în multe județe la fermierii afectați. M-am uitat în ochii lor și le-am promis că vor primi despăgubiri. Deși anul acesta este un an foarte dificil, constrângerile bugetare sunt foarte mari. În ciuda fake news-urilor lansate în ultimele zile, mai ales azi, de cei obișnuiți să vândă iluzii și care au adus securitatea alimentară a României la cheremul câtorva traderi, azi, în ședința de guvern, bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost suplimentat cu 3.445 milioane lei. Acest lucru ne permite să acordăm despăgubiri pentru secetă, așa cum am promis și cum nu s-a mai făcut de mulți ani. Ne permite să facem plățile în avans pentru subvențiile din campania 2020. Și aici vreau să fac o precizare. Am făcut demersuri la comisie ca anul acesta subvențiile să fie acordate mai repede cu o lună. Așteptăm aprobarea comisiei. Suntem pregătiți. De asemenea, ne permite să compensăm cât mai echitabil și obiectiv toate pierderile înregistrate și de cei din sectorul zootehnic, crescătorii de bovine, ovine, caprine, porcine, de păsări, dar și de cei din apicultură, pierderi suferite datorită evoluției pandemiei COVID-19. Mulțumesc prim-ministrului Ludovic Orban și colegului meu, Florin Cârțu, pentru sprijinul acordat demersului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Au demonstrat că pentru Guvernul României, agricultura și industria alimentară este o prioritate. Aceasta a fost demonstrată și de sumele consistente alocate în Programul Național de Reziliență și Redresare. Așa cum am promis, ne ținem de cuvânt. Și sperăm ca la rectificarea din octombrie, așa cum a promis ministrul Câțu, să acoperim și celelalte nevoi pe care agricultura românească le are. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Dacă nu sunt întrebări pentru domnul ministru Adrian Oros, mergem mai departe cu prezentarea actelor normative aprobate în ședința de guvern din această seară. Pe ordinea de zi a ședinței de guvern a fost proiectul de hotărâre pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 16 august, pentru o perioadă de 30 de zile,
Proiectul de hotărâre de guvern a fost adoptat în ședința de guvern și a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Prin urmare, starea de alertă continuă pentru o perioadă de încă 30 de zile, fără măsuri de restricții suplimentare și în funcție de evoluția situației epidemiologice va fi adaptată această stare de alertă la noile condiții, în măsura în care acest lucru va permite. Alte proiecte de acte normative adoptate în ședința de guvern pe ordinea suplimentară, pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern, au fost mai multe proiecte de acte normative în domeniul economic. Astfel a fost adoptat proiectul de urgență, de ordonanță de urgență pentru modificarea programului IMM Invest, așa cum a anunțat mai devreme ministrul Finanțelor Publice, domnul Florin Câțu. Plafonul pentru programul IMM Invest a fost de garanții, plafonul de garanții a fost majorat de la 15 miliarde de lei la 20 de miliarde de lei, ca urmare a cererii foarte mari din partea companiilor și deopotrivă din partea băncilor de implicare în acest program. Astfel, companiile, întreprinderile mici și mijlocii, vor putea accesa credite pentru capital de lucru și pentru investiții într-un plafon de garanții de 20 de miliarde de lei. De asemenea, alte modificări ale programului IMM Invest, care au fost aprobate după notificarea acestora la Comisia Europeană, se referă la perioada ajutorului de stat oferit în cadrul acestui program în ceea ce privește subvenționarea dobânzii. Așa cum bine se știe, aceste credite beneficiază de garanția statului în proporție de până la 90% și de dobândă subvenționată 100%, cu alte cuvinte, dobândă zero pentru aceste credite până la sfârșitul anului. După notificarea Comisiei Europene, a fost modificată această perioadă pentru care se acordă acest ajutor de stat, astfel încât perioada a fost stabilită la 8 luni de zile pentru creditele semnate în cadrul acestui program, de la data semnării pentru a repara, pentru a evita o distribuție inechitabilă între cei care au reușit să acceseze un credit mai devreme decât ceilalți. Practic, după această modificare, orice companie care intră în program și beneficiază de garanții de stat pentru accesarea unui credit va avea dobânda subvenționată pentru o perioadă de 8 luni de zile pentru a elimina eventuale discriminări între beneficiarii acestui program. Un alt program important, parte a Planului Național de Investiții și Relansare Economică al Guvernului Partidului Național Liberal, este programul IMM Leasing. În cazul acesta a fost modificat proiectul de ordonanță de urgență pentru aprobarea acestui program, tot ca urmare a observațiilor apărute pe circuitul de avizare a acestui proiect de ordonanță de urgență și ca urmare a consultărilor realizate cu reprezentanții sectorului financiar bancar implicați în derularea acestui program. Odată adoptată această modificare la ordonanța de urgență privind programul IMM Leasing, Fondul Național de Garantare și Creditare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii va putea înainta în ședința de guvern următoare hotărârea de guvern pentru normele de aplicare a acestui program. În cazul de față, fiind vorba de o schemă de minimis, nu este nevoie de o notificare a Comisiei Europene, prin urmare, acest program va putea demara imediat ce va fi adoptată într-o ședință de guvern ulterioară hotărârea de guvern pentru aprobarea normelor de aplicare. Acest program beneficiază de un plafon de garanții de 1,5 miliarde lei. Alte proiecte de acte normative adoptate în ședința de guvern, a fost adoptată o ordonanță de urgență pentru modificarea termenului pentru depunerea declarației privind beneficiarul real prevăzut în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ.
termenul care expira la 17, la data de 17 august și care a creat numeroase probleme în principal sectorului non-guvernamental cu privire la modul de completare și depunere a acestei declarații privind beneficiarul real al acestor organizații non-guvernamentale, o obligație care derivă din Directiva Europeană de combatere a spălării banilor, termenul pentru depunerea acestei declarații a fost prelungit de la 17 august până la 1 noiembrie 2020. O altă ordonanță de urgență, tot în domeniul economic, are în vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societății comerciale Compania Națională Tarom S.A. și respectiv societății comerciale Blue Air Aviation S.A. Este pentru compensarea pierderilor provocate de pandemia COVID-19. Este vorba de o ordonanță de urgență prin care se asigură accesul acestor companii din industria de aviație, așa cum a fost de altfel reglementat și în alte state europene, se asigură accesul companiilor din industria de aviație la garanții de stat pentru obținerea unor credite pentru pentru asigurarea nevoilor de finanțare a acestor companii în condițiile în care acestea au suferit pierderi masive ca urmare a pandemiei de coronavirus. În cazul de față vorbim de garanții de stat pentru Tarom în sumă de 317 milioane lei, iar pentru Blue Air 300 de milioane de lei. Este o schemă de garanții de stat, repet, așa cum au adoptat și alte state europene, pentru salvarea companiilor naționale de aviație în contextul pandemiei COVID-19, acestea fiind puternic afectate ca urmare a măsurilor de restricții impuse traficului de călători și de mărfuri. În fine, un alt proiect de act normativ adoptat în ședința de guvern, de interes pentru cetățenii care doresc și au în perioada următoare servicii de utilitate publică, au acces la servicii de utilitate publică, plata acestor unor servicii de utilitate publică va putea fi făcută prin Sistemul Național Electronic de Plată Online, practic vorbim de informatizarea unor plăți pentru datorate pentru anumite servicii de utilitate publică în sistem online, respectiv pentru plata taxelor pentru pașapoarte și permise auto. Astfel, după adoptarea acestui proiect de hotărâre de guvern, inițiat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, cetățenii români care vor accesa aceste servicii pentru eliberarea schimbarea pașapoartelor sau a permiselor auto, vor putea plăti taxele aferente în sistem online prin Sistemul Național Electronic de Plată. Acestea au fost actele normative adoptate în ședința de guvern. Au fost mai multe proiecte de ordonanță de urgență la fel de importante, dezbătute în prima lectură, și acestea vor fi adoptate în ședințele de guvern următoare. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc pentru atenție. O seară.